Și bine v-am găsit! Astăzi o să vă arăt ce mașini de la ce branduri vă puteți cumpăra din Germania la un buget de maxim 4500 de euro. Am observat că în general mașinile mai ieftine sunt căutate în România, așa că astăzi, cum spuneam, o să vă arăt mașini de maxim 4500 de euro. O să vedeți, sunt niște mașini interesante, bine echipate, relativ noi, adică majoritatea mașinilor sunt din 2010-2011. Sincer să vă spun, și eu dacă aș locui în România, nu mi-aș cumpăra nici de cum o mașină mai scumpă de 5.000-6.000 de euro. Sunt curios ce mașină v-ați cumpăra voi dacă ați avea un buget de 4.000-4.500 de euro, fie că vorbim de o mașină din videoclip, fie că vorbim de o mașină în mod normal. Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Și mai vreau să fac un anunț destul de important. Dacă verificați o mașină pe car vertical, iar raportul este gol, o să primiți instant un alt raport gratuit, normal, ca să verificați o altă mașină. Aveți un link și în descriere și într-un comentariu fixat. Uitați-vă puțin mai jos. Bun, cam astea fiind spuse, acum haideți să vă arăt ce mașini vă puteți cumpăra din Germania la un buget de maxim 4500 de euro. Astăzi o să începem cu un Golf 5 din 2005. Golful de față este un exemplu foarte bun, ca să vedeți cât costă un Golf 5 care are un număr redus de kilometri. Bine, știu că acum mulți o să spună că 100% kilometri ăștia nu sunt reali, dar vă garantez, mașina de față chiar are numărul de kilometri reali, adică a avut un singur proprietar. Pe partea de tablă stă destul de bine, poate mai are mici îndoituri pe alocuri. Vine cu jante din tablă pe 15, cu anvelope de iarnă în stare foarte bună, a spune că sunt aproape noi. Interiorul arată foarte bine, nu prezintă urme de uzură, are scaune sport încălzite, clima automată, pilot automat, computer de bord, 4 geamuri electrice. Deci, repet, se vede că a fost un Golf 5 întreținut, care nu are un număr foarte mare de kilometri. Sunt curios ce părere o să aveți și voi. Vine cu renumitul motor de 1.9 diesel 105 cai, are doar 97.000 de kilometri, iar din această cauză prețul este puțin mai mare, adică costă 4.000 de euro. Ce spuneți, merită? Aici avem renumitul BMW seria 3 din generația E90-E91. Mașina de față este din 2007, se află într-o stare destul de bună. O să vedeți imediat când ajungem la interior. Este un seria 3 care vine cu ceva dotări, adică vine exact cu dotările de care ai nevoie. Are și senzor de parcare față-spate. În rest, vedeți și voi, mașina se află într-o stare bună, chiar arată foarte bine la exterior. Are jantele originale pe 17, cu anvelope în stare destul de bună, discurile și plăcuțele de frână la fel sunt ok. Interiorul arată foarte bine, cadotări vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, are și suport pentru pahare, o dotare ceva mai rar întâlnită pe un seria 3, are și farurile cu xenon, deci cum vă spuneam, este un BMW seria 3 bine echipat, vine cu renumitul motor de 2000 diesel de 163 de cai, are 190.000 de kilometri, iar acum aș vrea să-l lăsați în comentarii dacă ați da 4.500 de euro pe acest seria 3. Eu chiar zic că este un preț corect pentru o mașină corectă. Aștept părerile voastre. Următoarea mașină ar fi această Honda Civic din 2006. Cei care mi urmăriți videoclipurile constant, deja știți, este un model care mie îmi place foarte mult. Chiar m-am gândit să cumpăr o mașină ca aceasta pentru revânzare, cu riscul că, na, o să dureze ceva până o să o vând, pentru că, na, românii nu prea sunt interesați de mașini japoneze, dar totuși, la un moment dat, o să fac și testul acesta. Civicul de față vine cu jante pe 16, cu anvelope în stare bună. Interiorul este întreținut, cadotări, după cum bine știți, vine cu clima automată, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, deci cam astea sunt dotările standard la o Honda Civic. Vedeți și voi, mașina în rest arată bine, doar că îi lipsește ornamentul de pe bara din față. Vine cu motorul de 1.4 benzină de 83 de cai, are și instalație GPL, are 118.000 de kilometri, iar prețul este de 3.500 de euro. Aici avem un Volkswagen Polo Cross din 2004. Pentru cei care nu știți, un Polo Cross
față de un model standard, se diferențiază prin aceste plastice aplicate la aripi, pe uși și la bara față, bara spate, deci sunt niște diferențe destul de vizibile. Cred că și garda la sol este puțin mai mare față de un Polo standard, în orice caz arată foarte bine. Avem și aceste jante specifice pe 16. Interiorul arată bine, are scaune sport încălzite, clima automată, 4 geamuri electrice. La fel și tapiseria din interior este puțin diferită față de un Polo standard. În orice caz, după părerea mea, este o mașinuță foarte interesantă dacă nu ai un buget mare și vrei să o folosești mai mult în oraș. Vine cu motorul de 1.4 benzină de 75 de cai, are 166.000 de km, TÜV-ul este valabil până luna octombrie 2021, iar prețul este de 3.000 de euro. Următoarea mașină ar fi acea Chevrolet Cruze din 2010, v-am mai spus și în alte videoclipuri, este o mașină care mie cel puțin chiar îmi place, adică pentru o sumă mică de bani primești o mașină care arată bine, o mașină destul de încăpătoare, până la urmă este din 2010, adică nu ai putea spune că este veche, în special la prețul cerut pe acest Chevrolet. O să vedeți imediat. În rest, mașina chiar arată foarte bine. Vine cu jante din tablă pe 16, cu anvelope de iarnă în stare destul de bună, la fel și discurile și plăcuțele sunt ok. Cam așa arată în interior, din punct de vedere al designului, jos pălăria chiar arată bine, vine cu aer condiționat, comenzi pe volan, pilot automat, are și 4 geamuri electrice, deci repet, pentru bugetul acesta eu zic că ar fi o alegere ideală, are și inspecția tehnică valabilă până în 2021, vine cu motorul de 1.6 benzină de 116 cai, este motor de Opel, are 150.000 de km, iar prețul cerut este de 3.700 de euro. Aici avem un Golf 6 din 2010, în varianta cu 4 uși, pentru că știu, asta se caută cel mai mult în România, dar și prețul este puțin mai ridicat pentru un Golf 6 în 4 uși, adică dacă ai vrea unul în 2 uși, ai putea să-l găsești chiar și la 2.800-3.000 de euro, ceea ce nu este rău deloc pentru un Golf 6. O să vedeți, na, prețul cerut pe acest Golf, eu zic, este destul de decent, are și anvelope de iarnă în stare bună. Interiorul arată bine, ca dotări vine cu încălzire în scaune, climă semi-automată, două geamuri electrice, computer de bord și cam atât. Deci este un Golf 6 destul de standard, dar tot ce contează este că mașina, din punct de vedere tehnic, este super ok. Vine cu motorul de 1.4 TSI de 122 de cai, distribuția a fost schimbată recent, are 160.000 de km, iar acum vreau să-mi lăsați în comentarii dacă ați da 3.700 de euro pe acest Golf 6. Eu zic că este un preț destul de decent, aștept păreile voastre. Aici avem un Ford Focus din 2008, nivel de echipare Ghia, deci este un Focus destul de bine echipat, o să vedeți imediat când ajungem la interior. Pe partea de exterior, după cum vedeți, mașina arată destul de bine, doar că din păcate are ceva probleme cu rugina la haion, în rest eu zic că arată destul de ok, are și senzor de parcare pe spate, este o mașină în orice caz care ar trebui să o iei în considerare dacă nu ai un buget mare, vine cu jantele originale pe 15, cu anvelope în stare destul de bună, mai are puțină rugină și la aripa din spate. Interiorul arată bine, ca dotări vine cu încălzire în scaune, clima automată pe două zone, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, normal are și senzor de ploaie și de lumină, iar o dotare foarte rară pe un Focus ca acesta ar fi că are faruri cu xenon. Deci credeți-mă, am văzut foarte puține Focusuri cu xenon. Vine cu motorul de 2000 benzină de 145 de cai, are 153.000 de km, iar prețul este de 3.300 de euro. Ce spuneți, merită sau nu? Aici avem un Audi A4 din 2005 în varianta sedan, din nou este o mașină foarte potrivită dacă dispui de un buget între 2500 și 4000 de euro, adică cu cât crești în buget cu atât ai toate șansele să-ți găsești un Audi A4 ca acesta într-o stare cât mai bună cu număr redus de kilometri. Vedeți și voi, mașina de față chiar arată foarte foarte bine, o să vedeți și interiorul este întreținut. Vine cu niște jante aftermarket pe 16, cu anvelope în stare destul de bună, în orice caz mai are încă un set de jante. Interiorul arată bine, ca dotări vine cu încălzire în scaune, clima automată pe două zone, cutie de viteze automată, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, deci este un Audi A4 decent echipat, are și inspecția tehnică valabilă până în 2022. Vine cu renumitul motor de 2000 diesel 140 de cai, are 214.000 de km, iar acum aș vrea să-l lăsați în comentarii
dacă ați da 3.000 de euro pe acest Audi A4. Eu chiar zic că este un preț foarte bun. Aștept și părerile voastre. Aici avem o Toyota Avensis din 2004, o mașină care, din păcate, în România nu prea este căutată, chiar dacă îți oferă multe la un preț decent, și iar cel mai important lucru, îți oferă fiabilitate la un preț destul de mic, mai ales dacă te orientezi către un motor pe benzină. În rest, vedeți și voi, mașina de față chiar arată foarte bine, într-adevăr, în varianta sedan arată interesant. Interiorul este întreținut, ca dotări vine cu încălzire în scaune, clima automată pe două zone, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, deci chiar ar fi o mașină de luat în considerare, are și farurile cu xenon. Vine cu jante din tablă pe 16, cu anvelope de iarnă care ar cam trebui înlocuite sau hai să zicem că ar mai merge un sezon. Are motorul de 2000 benzină de 147 de cai, 178.000 de kilometri, iar acum vreau să îmi lăsați în comentarii dacă ați da 2900 de euro. Eu chiar zic că este un preț corect. Următoarea mașină ar fi acest Opel Insignia din 2008, care a fost puțin modificat la exterior. Mai exact, i-a fost montată o suspensie sport, nu știu dacă se vede în videoclip, dar mașina are o gardă la sol ceva mai coborâtă, are și niște jante puțin mai mari, în orice caz arată foarte bine. Sunt curios ce mașină v-ați cumpăra voi din acest videoclip, care credeți că merită, care credeți că nu merită. Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Cum spuneam, vine cu niște jante pe 18, care de altfel arată foarte bine, anvelopele poate ar trebui înlocuite. Interiorul arată bine, iar ca dotări vine cu scaune sport din piele încălzite, clima automată pe două zone, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, are și trapă, frână de parcare la buton, deci este un Opel Insignia bine echipat, vine și cu farurile cu xenon. Dacă vreți să vedeți cât costă o anumită mașină în Germania, puteți să-mi lăsați mai jos un comentariu, mă puteți găsi și pe Instagram. Vine cu motorul de 2000 diesel de 160 de cai, are 143.000 de kilometri, iar prețul este de 4.800 de euro. Bun, cam acestea au fost mașinile, așteptările voastre și ne vedem data viitoare.